Hristos a născut, Hristos a înviat. Vă salut în numele Domnului, cu neputințele mele, și eu sunt. Dar nu pentru că sunt virusat, dar nu pentru că am fost la colindă. Mulțumesc Domnului că sunt aici în casa Lui. Și toți trebuie să fim mulțumitori. Perioada asta sunt mulți bolnavi. Când am intrat păstor cu mulți ani în urmă, mi s-a spus, vezi că iarna o să ai multe înmormântări. Și cine mi-a spus, un alt păstor mai vârstă, a avut dreptate. De aceea rugați-vă pentru sănătate. Și să-i țină Domnul sănătoși și în viață pe cei dragi ai voștri. Și asta pentru că zilele acestea am citit că mai mulți pe care am cunoscut deja au plecat înainte la Domnul. Dar în această dimineață o să citesc un text, dar nu clasic cel despre nașterea Domnului, narațiuni, pentru că mesajul meu se intitulează O sărbătoare a oamenilor obișnuiți. Și am să vorbesc despre câțiva oameni simpli, obișnuiți, care au participat la această sărbătoare. Și de aceea m-am inspirat din 1 Corinteni, capitolul 1, de la versetul 26 la 29, unde apostolul Pavel spune: De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba că încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Amin. M-a urmărit acest gând în aproape, nu știu, 40 de ani de slujire. Vă dați seama câte predici de Crăciun a trebuit să fac și să fie diferite. Chiar zilele trecute mai vorbeam cu prieteni slujitori, dăm idei, spuneau ei, dăm tu idei. Ce să mai predici de Crăciun? Că narațiunile, deci povestirile despre nașterea Domnului, s-au stors, le-am epuizat toate, din toate unghiurile. Ne-am apucat apoi și de alte texte mai grele, mai așa, spunem noi, filozofice, cum e Ioan, capitolul 1, care vorbește despre Logosul întrupat. Da. Și anul acesta mi-a mers gândul la aceste cuvinte ale Domnului, ale Apostolului Pavel și la modul în care Dumnezeu alege să se folosească de oameni ca noi. Ca noi. În planul său măreț. Noi privim, vedeți, și nașterea, și viața lui Iisus, și toate miracolele, și învierea lui, așa, ca ceva foarte îndepărtat sau privilegiat, sau toți prin care a lucrat Dumnezeu în istorie au fost oameni ca noi. Dumnezeu are nevoie de oameni simpli. Acum nu începem să cântăm mai bine simplu și smerit, deși piesa ar merge.
Am ales cuvântul obișnuit. Oameni obișnuiți ca noi. Luca este cel care, atunci când concepe Evanghelia, dă cele mai multe detalii despre nașterea Domnului. El era medic. A luat inițiativa să contacteze pe cei rămași în viață, care au avut legătură directă cu evenimentele lui și despre Iisus Hristos. Scrie această Evanghelie după anul 50, 50 ceva, deci au trecut 20 și ceva de ani. Dar câțiva erau în viață. Și de aceea când la început scrie, uite, am cercetat cu deamăruntul, adică în detalii. Și ne dă detalii. El se ocupă cel mai mult despre naștere. Ne povestește cum înainte de a fi nașterea lui Iisus, a fost nașterea lui Ioan Botezătorul. Erau verișori. Da? Unul pregătea calea celuilalt. Ioan pregătea calea lui Iisus. Cum Dumnezeu, prin înger, s-a descoperit părinților lui Ioan. Da? Zaharia, Elisabeta. Apoi tot printr-un înger, Dumnezeu s-a descoperit și Mariei și lui Iosif. Luca inserează și niște cântări, adică niște doxologii, de acestea, binecuvântări, ieșite din gura lui unui bătrân, pe nume Simon, sau Mariei, sau Elisabetei. Foarte mulți oameni. Se vede că Luca a zis, bun, fiecare detaliu s-ar putea să conteze. Și asta face Dumnezeu, spune Luca, altfel, în alte cuvinte, lucrează cu evenimente, cu ajutorul evenimentelor, lucrurilor, dar mai ales a oamenilor simpli, normali, obișnuiți. De aceea și sărbătoarea aceasta ne place mai mult ca învierea, de exemplu. Învierea are o conotație teologică mult mai puternică. Nașterea Domnului e așa, iubită de copii până și de adulți. Uitați-vă la noi. Oare de ce? Pentru că este o sărbătoare mai apropiată de noi, de oamenii simpli. La înviere trebuie să răspunzi unor întrebări grele. Cum e posibil ca un om care a murit să fie înviat prin puterea lui Dumnezeu? Bun, și la nașterea Domnului ai întrebări grele. Cum e posibil o fecioară să dea naștere unui om fără aportul bărbatului? Atât nașterea cât și învierea Domnului sunt pline de miracole. De miracole. Dar toate aceste miracole, ați observat că au venit prin și pentru oameni ca noi. Ne e dragă sărbătoarea nașterii Domnului, deși, insist, cred că am mai spus-o, biserica n-a sărbătorit nașterea Domnului 300 și ceva de ani. Doar de prin 330 și ceva s-a introdus sărbătoarea, să sărbătorim nașterea lui Iisus. Se sărbătorea învierea, însă, în fiecare an, și o surpriză, în fiecare an creștinii sărbătoreau botezul Domnului. Ceea ce vedeți în timp la noi, botezul a trecut în plan secundar. Bobotează, cum o numim noi. Ar trebui să fie o sărbătoare mai însemnată pentru noi. De ce? Botezul ce înseamnă? Că atunci a început Iisus lucrarea Lui. De-aia e sărbătorită, de-aia e așa de importantă. Și acolo a fost supranaturalul prezent. Nu? Vocea din cer, acesta e fiul meu prea iubit. Dar
Nașterea Domnului ne este dragă pentru simplitatea ei. Păi nu cântăm noi. Uitați, simplitatea și în ce stă, în ce constă. Locul unde s-a născut Iisus, până și satul în care s-a născut. Cântăm noi, o Betleem, oraș micuț. Nu era oraș. Am spus. Cum dorm de liniștit. În timp ce mii de stele sus aleargă în infinit, la tine în întuneric lumina cu lămare s-a născut. O iesle în staul doar ai dat celui fără de început. Cântăm. Să continui. Pe când dormeai nepăsător, Mesia a venit și oști cerești slăveau în cor pe cel ce ne-a iubit. O, stelea dimineții, vestiți venirea sa, pământul întreg răsune acum și în veci de slava sa. Azi te rugăm, cobor la noi, copil din Betleem. Aruncă afară orice păcat, pe tine doar te vrem. Bun. Ne îndulcește viața în lumea de nevoi, o, scumpe Domn Emanuel, acum rămâi cu noi. Ați observat, elemente puierile, simple, că teologic vorbind, avem probleme cu această cântare. Dar nu voi vorbi despre asta, o lăsăm așa și noi le cântăm, multe cântări de ale noastre sunt greșit teologic. Dar le cântăm, că ni sunt drage, transmit mesajul simplu din spate, chiar dacă nu toate detaliile sunt așa corecte teologic. Mi-amintesc că în perioada comunismului, în fiecare biserică erau turnătorii, cei care a doua zi se duceau și scriau sau vorbeau cu diversi securiști ce s-a întâmplat în biserică. Așa era atunci. Nu spun că acum nu e așa, dar atunci așa era. Și undeva în Banat, cunosc cazul pentru că s-a întâmplat într-o biserică pe care o cunosc bine. În perioada comunistă, anii 60, cred, că de la păstor am auzit povestea. La ora duminicală, un frate dă îndemnuri. Vorbește din text la Crăciun. Și n-are ce face și repetă într-una. Să mergem cu toți la Betleem. Să mergem cu toți la Betleem. A doua zi, pastorul e chemat de securist, de cel care răspundea și zice, tovarășe pastor, am auzit că vă pregătiți să plecați în Israel. Toată biserica. Și pastorul a spus, nu știu despre ce vorbiți. Păi e unul acolo care zice să ne pregătim să plecăm la Betleem. Toată dimineața despre asta vorbit. Ce se întâmplă acolo? Păstorul i-a răspuns acest auz. Omul acela nu știe, merge nici la Reșița măcar. Cum se meargă el la Betleem? Și s-au liniștit lucrurile. Deci, simplitatea, vedeți? Ne e dragă această sărbătoare datorită oamenilor obișnuiți ca noi, cu foarte multe greșeli, dar și cu ceva special. De ce au fost aleși aceștia? Să fie integrați în planul lui Dumnezeu. Este vorba de păstori, de magi, de cupluri, de... Am să pomenesc câțiva dintre ei. Așa lucrează Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu alege, așa cum spune Pavel aici, Dumnezeu a ales lucrurile acestea neînsemnate, oamenii neînsemnați,
să facă de rușine pe cei înțelepți ai lumii, ca nimeni să nu se laude. Toată gloria trebuia să fie a Domnului. Bun. Acum, Dumnezeu se folosește de oameni de creația sa. Ați observat câte elemente din creație sunt prezente la sărbătoarea aceasta? Și în istorie. Dumnezeu a folosit, de exemplu, un cocoș ca să-l anunțe pe Petru. Ai grijă. Petru n-a înțeles. Dumnezeu s-a folosit de o fântână ca să aibă un mesaj răscumpărător pentru o femeie marginalizată, declasată. Dumnezeu s-a folosit de un vas de parfum, mir, care a fost turnat pe trupul lui Iisus. Profeție care viza înmormântarea lui Iisus. Și Iisus știa asta. Michelangelo a fost și pictor, dar și sculptor. Cu mult, câteva sute de ani în urmă, Michelangelo în Italia a fost întrebat de ce dă atenție lucrurilor mărunte, detaliilor din sculpturile și picturile sale. Și ce a rămas de la el, n-am putut verifica acum exact acest lucru, dar am găsit și eu expresia sau răspunsul lui Michelangelo. El a spus așa: pentru că lucrurile mărunte alcătuiesc perfecțiunea, iar perfecțiunea nu e un lucru mărunt. Dumnezeu se ocupă de lucruri mărunte, de oameni simpli, de elemente așa din creație și le împuternicește, le integrează în planul său. Cei care au participat la sărbătoarea nașterii Domnului au fost oameni ca noi, cu slăbiciuni, zic, și puncte tari. N-au făcut totdeauna lucrările cu entuziasm. Au avut întrebări, cum a fost Zaharia. Și totuși, Dumnezeu s-a folosit și de aceștia. Dumnezeu nu s-a folosit de politicieni, de VIP-uri, very important person, pentru planul său. A folosit un David contra lui Goliat, 300, o mână de 300 de luptători contra madianiților, o fetiță evreică pentru vindecarea unui general sirian pe nume Naaman, un băiețel cu 5 pâini și 2 pești, un oarecare Anania care a trebuit să facă ucenicizare cu unul Saul din Tars, care s-a convertit. Vedeți, Dumnezeu se folosește de oameni nesemnificativi pentru a aduce semnificație în viața lor și a lumii întregi. Ce au în comun cei care, zic, au participat la sărbătoarea nașterii? Câteva idei. Primul lucru pe care îl observ este că toți au fost devotați lui Dumnezeu. Toți au fost evlavioși. Au avut un element de respect pentru cele sfinte. Erau temători de Dumnezeu. Elisabeta și Zaharia erau în rugăciune când a venit îngerul la ei. Maria și Iosif stăteau în ascultare. Ana și Simeon stăteau în post, făceau rugăciuni. Aveau frică de Dumnezeu, aveau speranța că va veni într-o zi
înainte de a muri ei, Mesia, unsul, cel promis de Dumnezeu. Devoțiunea este preliminară revelației. Adică, dacă vrei descoperire, trebuie să-ți pregătești inima pentru asta. Că Dumnezeu e gata să-ți dea mai mult decât bănuiești tu. Dar trebuie să existe o inimă plină de frică de Dumnezeu, de evlavie. Așa cum a fost inima lui Corneliu, doar era soldat în armata romană. Dar inima lui era un teren pregătit ca Dumnezeu să-i descopere adevărul mântuitor. Până a-l întâlni pe apostolul Petru, până a înțelege lucrarea Duhului lui Dumnezeu peste el și casa lui, era un om evlavios, dar era acolo ceva. Evlavia pregătește descoperirea. Așa a fost cu unul Nicodim. Om înțelept, însemnat în rândul fariseilor, care erau foarte religioși. Dar Nicodim știe că n-are mântuirea. Nu era sigur. Când ești mântuit, ești sigur că ești mântuit. Și Nicodim nu era sigur. Dar avea inima pregătită. L-a căutat pe Iisus și a fost interesat de viața veșnică. Și Iisus îi vorbește despre nașterea de sus. El nu înțelegea la început. Dar pentru că inima lui era pregătită temătoare de Dumnezeu, Dumnezeu a zis, pe ăsta îl voi integra în planul meu. Și îl regăsim pe Nicodim mai târziu. Se pare că era, a devenit un ucenic al Domnului. Vedeți, aici e aplicația. Dumnezeu se folosește de oameni obișnuiți, ca noi. Dar condiția este să ai o inimă evlavioasă. Evlavia înseamnă pioșenie, respect pentru lucrurile duhovnicești, să renunți la eul tău. Să zici, Doamne, ăsta sunt transparent, uită-te la mine, n-am ce, cu ce mă lăuda înaintea ta. Fă ce vrei cu mine. Atunci Dumnezeu, am nevoie de El, am să-L folosesc, am să-L integrez în planul meu. Și toți aceștia pe care îi găsim în Evanghelie, ați observat că aveau o inimă devotată, temătoare, cu întrebări. Că evlavia nu înseamnă să n-ai întrebări. Evlavia înseamnă să-ți deschizi inima. Și uneori când îți deschizi inima, ai întrebări grele pentru Dumnezeu. Dar vreau să vă asigur că Dumnezeu nu este deranjat de întrebările noastre sincere. El poate că asta vrea, asta așteaptă, să-ți deschizi inima. De aceea acești oameni au intrat în planul lui Dumnezeu, pentru că aveau o inimă evlavioasă, pregătită pentru orice. Aceasta e aplicația pentru noi azi. Și întrebarea este, cum e inima ta astăzi? E pregătită pentru orice? Orice vrea Dumnezeu? Ești pregătit să fii ales, să faci anumite lucrări? Este evlavia o caracteristică a casei tale, a vieții tale? Atunci Dumnezeu are cu cine.
poate să lucreze. Doamne, dă-ne o inimă evlavioasă și de aceste sărbători. Bun, ce mai au în comun acești oameni obișnuiți, ca noi? Toți au fost disponibili să plătească un preț. Bun, când Dumnezeu te alege, vrea să te folosească, trebuie să te decizi de la început, de partea cui ești. Când Simeon a început să vorbească despre prorocii, că vine Mesia, Mântuitorul, ce-a riscat? Să fie batjocorit. Așa cum mai mulți predicatori astăzi sunt ridiculizați, batjocoriți, când vorbesc despre lucrurile care vor veni. Când magii, niște înțelepți, nu știm exact de unde, poate din Iranul, Irakul de astăzi, au primit mesaj de la Dumnezeu să împacheteze, să se ducă mii de kilometri ca să dea darul unui prunc, viitor rege. Vă dați seama cât au riscat oamenii aceștia. Dar cu revelația nu te joci. Chiar și păstorii și-au lăsat urma de par. Și ei au avut un riscul lor. Dar cel mai mult mă gândesc aici, la Maria. Să fii fată fecioară, respectată. Să ți se arate un înger și să spună, vezi că tu vei purta în pântecele tău pe Sfântul lui Dumnezeu. Teotokos. Și tu să zici, am niște întrebări. A primit răspuns la întrebări Maria și apoi știți ce a zis, da? În Luca, capitolul 1, găsim expresia, că asta e important. După toată arătarea și cuvintele îngerului, zice așa aici că iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Bun. Ce-a riscat? Să fie scoasă din comunitate. Să se afle în comunitatea de evrei respectabili. Că fecioara cu tare, Maria, e însărcinată. Du-te să le explici la ăștia că, știi, sunt însărcinată de la Duhul Sfânt. Eu cred că a calculat și ea. A zis, nu vor primi, nu vor înțelege. Va fi mai rău, mai bine nu zic nimic. Primesc, accept riscul să fiu vorbită de rău, să fiu scoasă afară din comunitate, să rămân cu o cicatrice, un nume pentru toată viața. Dar asta face un om evlavios când știe că Dumnezeu i-a vorbit. Nu te tocmești. Nu negociezi, îți asumi riscul. Vedeți, nu știm când Dumnezeu ne vrea în planul său. Întotdeauna când Dumnezeu ne vrea în planul său, va trebui să riscăm. Pentru că nu înțelegi toate pe moment. Le vei înțelege doar retrospectiv. Te vei uita în viață în urmă
Și vei zice, a, de aceea, atunci a fost, când mă uit doar la viața mea și îmi dau seama ce am făcut. Eram și eu inginer, terminasem aici la Timișoara, repartizat la Bacău. Eram deja în anul 3 de inginerie și mă cheamă o biserică să fiu păstorul lor, una prin Bihor. În vremea aceea să lași poziția de inginer, să te duci pastor la țară, trebuie să fie ceva. Și am fost și judecate de altfel, am fost și amenințat pentru asta. Dar n-a fost timp de negociere. Când comitetul bisericii a venit și a zis, te vrem păstorul nostru, foarte repede, în câteva zile le-am dat răspunsul pozitiv. Da, Domnul să fie slăvit. Dar nu prea am știut ce fac atunci. Doar retrospectiv am înțeles. Când mă uitam în urmă și zic, ce am făcut? Am riscat nu doar poziția mea socială, cum m-a amenințat securistul, împuternicitul cultelor, se numea atunci, tovarăș și inginer. Dumneavoastră aveți familie mare. Dădea aluzii. Aveți 4 copii, atunci aveam 4 copii. Cu ce o să-i creșteți? O să fie probleme? M-a amenințat, practic. Nu știu ce putere m-a ținut. Știu doar că i-am răspuns acestuia, știți, adică eu toată viața am dorit să-L slujesc pe Dumnezeu. Am vrut să mă duc la seminarul teologic la București, care pregătea. Dar zic, erau numai 4 locuri. Și nu, dar așa zic că a trebuit să mă duc să accept acum. Zic, e vorba nu atât de vocație, ci de chemare. Și cât eram eu atunci de proaspăt așa în slujire, am făcut diferența. Era vorba de chemare. Și când Domnul te cheamă, trebuie să te dăruiești cu orice risc. Da, ce vorbesc eu despre mine, am suferit așa de puțin. Când Apostolul Pavel, întâi știți că a fost Saul, așa se numea, un om foarte cult, pregătit în toate cele, a fost chemat de Dumnezeu, de Hristos, să-L urmeze pe El. Ia să vă citesc eu ce a riscat El. Filipeni, capitolul 3. Să-mi atrageți atenția că sunt un om simplu și pot greși când e timpul. Filipeni 3, de la versetul 4. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești, spune Pavel, dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu sunt tăiat împrejur a 8-a zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea, fariseu, în ce privește râvna, prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană, fără păcat. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Slavă Domnului! Da. Comparați-vă cu ce a pierdut Pavel. Doar ca să-L câștige pe Hristos. Unul dintre predicatorii
pe care am ascultat și l-am citit încă din tinerețea mea, a fost Martin Lloyd-Jones. Martin Lloyd-Jones a fost un predicator din Anglia, în Londra. Dar știați că el a fost înainte doctorul casei regale? Era medic. A renunțat la poziția de medicul reginei, nu? Ca să devină predicator. Victor Frankl, nu el evreu, dar are o meditație pe care mi-am notat-o și zice așa: când omul descoperă că destinul lui este să sufere, va trebui să-și accepte suferința ca fiind propria sa misiune. Singura și unica lui misiune. Va trebui să realizeze faptul că până și în această suferință sa, el este unic și singur în întregul univers. Nimeni nu-l poate scutui de suferința lui sau nu poate să sufere în locul său. Singura lui șansă ține de modul cum își poartă povara. Suferința e propria ta misiune. Toți acești oameni simpli au fost chemați ca să ducă un mesaj. Bun, ăsta e al doilea lucru comun la toți aceștia. Au fost oameni evlavioși și au fost oameni dispuși să plătească un preț. De aceea Dumnezeu e integrat în planul său. Principiul e valabil și azi pentru noi. Mai am încă ceva. Toți acești oameni simpli, obișnuiți, când Dumnezeu s-a descoperit, ei au primit mesajul și l-au dat mai departe. Interesant că Dumnezeu nu a ales liderii religioși de atunci. A ales niște oameni simpli. Nu era mai eficient. Nu era ratingul mai mare. Să alegi niște VIP-uri, să alegi niște politicieni sau măcar dintre marele preot. Lideri de partide, că și atunci erau partide. Nu. Dumnezeu a ales oameni simpli, ca noi. Și de aceea era nevoie de o putere însoțitoare. Mesajul acesta trebuia să fie cumva validat, ștampilat. Acesta e mesaj de sus, nu de la oameni simpli. De aceea Dumnezeu a hotărât, hai să folosesc niște îngeri. Și Dumnezeu a folosit o mulțime de îngeri. Ați văzut? Peste tot sunt îngeri. La vestirea nașterii lui Ioan, la vestirea nașterii lui Iisus, păstorii și ei cu îngerii. La magi a zis, am ceva în plus, o stea. Am să fac cumva că eu am creat toate stelele din universul acesta. O stea care să îi călăuzească pe înțelepții aceștia evlavioși. Și așa a fost. La păstori am un bonus, un cor îngeresc. O echipă de închinare formată din îngeri. Ana, Simeon, pentru voi am niște profeții. Nu oricum. Biblia spune tot în Luca că Duhul Sfânt l-a înștiințat pe Simeon. Vă amintiți expresia? Cum? Wi-Fi. Direct. Fără intermediari.
Vă dați seama, asta mai folosesc termen ca să înțeleagă și anumiți tineri, că poate nu înțeleg cum e cu revelația asta. Deci incredibil. Dumnezeu vorbește miraculos unor oameni simpli ca noi. Și n-au considerat aceasta ceva anormal. Era cât se poate de normal când Dumnezeu vorbește. Sigur, Zaharia a avut un pic de iritare, așa. A rămas mut o vreme, dar și-a revenit. Ascultarea e un act foarte simplu. Ascultarea este când nu negociezi, ci doar asculți ce-ți vorbește Domnul. Așa cum Avram, vă amintiți cu chemarea de a-l jertfi pe Isaac? Biblia nu spune că Avram a negociat cu Dumnezeu. S-a sculat și s-a dus să-l jertfească pe Isaac. De aceea această ascultare a fost socotită ca justificare înaintea lui Dumnezeu și luat ca exemplu de ce înseamnă să crezi fără să pui condiții sau chiar întrebări. Dar toți aceștia au primit mesajul într-un mod miraculos și l-au dat mai departe. Când Dumnezeu vorbește, nu ține pentru tine. Nu ține pentru tine. Da, e sărbătoarea și aceasta. E jalnic, nu s-o ai numai pentru tine, s-o ții numai pentru tine. Ocazie excelentă de a vorbi și altora, de a mărturisi ce înseamnă această sărbătoare. Că românii nu știu nimic. Sau toate sondajele arată că majoritatea românilor au sărbători și țin toate sărbătorile, dar habar n-au ce înseamnă aceste sărbători creștine. Sunt pe internet tot felul de faze, nu vi le dau. Dar arată, e oglinda realității de pe teren. Ce cred românii despre sărbători? De aceea această sărbătoare, de ce ne-a dat-o Dumnezeu? De ce ne-a dat sărbătoarea învierii? Ca să vorbim altora, să dăm mesajul sărbătorii altora, care nu-l au și nu-l cunosc. Așa să ne ajute Domnul. Bun, mai am încă un gând. Ce aveau toți în comun? Cred că aici este cel mai frumos punct comun al acestor oameni obișnuiți de la sărbătoarea nașterii Domnului. Toți aceștia au făcut pasul credinței. Ascultarea e un lucru. Actul de încredere e continuarea ascultării. Uitați-vă la Zaharia. A avut întrebări, a avut îndoiala lui, dar asta nu l-a exclus din planul lui Dumnezeu. Deci, îndoielnicii au un traseu, cum a fost și Toma, cum a fost și Zaharia, Petru și alți ucenici, că toți puneau întrebări. Acestea nu sunt întrebări pe care le-au avut ei și pe care le avem noi, întrebări nepotrivite. Da? Ca și Iov. Câte întrebări a avut Iov, de ce suferă? Dar Biblia spune că n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. De asta s-a ferit. Și aceștia au avut întrebări. Și Zaharia a avut îndoială. Dar până la urmă a crezut. Dumnezeu poate să îi dea un copil la bătrânețe. Maria și ea a întrebat. Când îngerul a spus că tu vei rămâne. Oh,
Dar cum zice se poate face? Am și eu nevoie de o explicație. Dar asta nu a însemnat că a fost exclusă din planul lui Dumnezeu. Și Simeon a crezut prorocile, a crezut. Și la bătrânețe. A așteptat mult, dar a crezut. Magii. Păi, nu, habar n-aveau unde se vor duce. Dar au crezut. Până și păstorii au crezut pe baza unei cântări de cor. Ca să fii inclus în planul lui Dumnezeu, trebuie doar să te încrezi în Domnul. Să-L iei pe Dumnezeu pe cuvânt, cum spunea un păstor al meu din tinerețe, fratele Liviu Olah. El a venit cu această definiție. A crede pe Dumnezeu înseamnă să-L iei pe cuvânt. Pentru că dacă cunoști caracterul lui Dumnezeu, te încrezi în El. Nu e orbire, nu e hipnoză, nu e manipulare. E încredere în caracterul celui pe care îl cunoști. Și asta înseamnă să crezi, te arunci înainte. Am să vă citesc ceva. Am găsit un nume, până nu de mult necunoscut și pentru mine, un creștin, pe nume William Borden. În 1904, când avea 16 ani, acesta și-a predat viața Domnului. A ajuns la facultate și acolo, evlavios fiind, a luat inițiativa să organizeze un grup de rugăciune și de studiu biblic dimineața, foarte devreme, pentru studenții care doreau să vină. La început au fost puțini, apoi tot mai mulți. Mișcarea s-a răspândit nu doar prin prietenii lui apropiați, ci în întreg campusul Universității Yale, una dintre cele mai mari școli din America. Și când s-a terminat primul an, întâlnirea de rugăciune și studiu număra deja 150 de studenți care se sculau de vreme dimineața să se roage și să studieze Biblia. Când el a absolvit facultatea, au fost deja 1000 de studenți care făceau parte din mișcarea aceasta. Când a terminat școala, a luat o altă inițiativă. Și a început o lucrare specială de a căuta bețivii de pe străzi. Să le ducă Evanghelia și să-i reabiliteze. A mai făcut alte școli și apoi a plecat misionar în China. Pe drum însă s-a îmbolnăvit de meningită și a murit. În Biblia lui s-au găsit imprimate 3 expresii. Prima pagină în interior. Traduse în limba română erau aceste 3 expresii. Fără rezerve, fără retrageri, fără regrete. Viața lui, vedeți, n-a fost o risipă, o irosire, ci o investiție. În planul lui Dumnezeu a contat. În planul uman te gândești, putea să se realizeze altfel în viață. Dar în planul lui Dumnezeu a avut altă greutate. Pentru că după moartea lui William Borden, mulți tineri s-au decis să-i slujească Domnului prin a-i conduce pe alții la mântuire. Asta înseamnă să faci un pas al credinței.
Nu trebuie să-ți explici totul. Fă-l doar. Că știi că obiectivul tău e onorarea lui Dumnezeu. Că e ceva bun, ziditor. Lasă zona de confort. Și cere mai mult. Ia inițiativa. Pentru că asta e credința, nu este doar o chestie din asta așa pur teoretică. Înseamnă să faci un pas, să iei, adică inițiativa, să faci ceva pentru Domnul. Și asta au făcut toți aceștia. Toți oamenii simpli din preajma nașterii Domnului au făcut câte ceva prin credință. De aceea și Dumnezeu i-a binecuvântat. În concluzia acestui mesaj, vedeți, această sărbătoare este o sărbătoare a oamenilor ca noi, obișnuiți. Dumnezeu te poate folosi ca un om obișnuit pentru lucrări neobișnuite. Sunt câteva condiții însă. Întâi să ai teamă de Dumnezeu. În inima ta să ai o teamă sfântă. Să ai o evlavie, o reverență, o frică de Domnul, că indiferent unde ești și ce faci, știi că El te vede. Știi că este acolo. Și așa îți trăiești viața. Da, vor fi lucruri la care va trebui să renunți. De aceea va trebui, în al doilea rând, să fii pregătit să plătești un preț. Ca Dumnezeu să te poată folosi, va trebui să fii pregătit de jertfă. 3. Dacă Dumnezeu îți vorbește, să fii gata să asculți, să duci mesajul și altora. Acestea se fac în final printr-un salt al credinței. Când faci saltul credinței pentru lucrările Domnului, îl onorezi pe Dumnezeu. Și Dumnezeu nu va uita și te va onora și El pe tine. De aceea îi găsim pe acești oameni simpli pe paginile Evangheliei. Vorbim despre ei în fiecare an. În fiecare an. Oamenii aceștia sunt menționați pentru că au avut inima pregătită să primească mesajul, au fost pregătiți să jertfească, să riște cu Domnul. Au fost gata să ducă mai departe mesajul și să facă saltul credinței. Cam despre asta este vorba în această sărbătoare. E frumoasă, nu? Dar vedeți cât e de simplă. Puteam să vă vorbesc despre Logosul întrupat în varianta gnostică neoplatonică și paulină și apoi ioanină, pentru că e mult mai puternică decât cea paulină. Dar e sărbătoarea oamenilor simpli ca noi. Și atât de ce o iubim, atât de ce aduce un duh din acesta de pace, de liniște, ne bucurăm și cu această ocazie să mergem la casele noastre, să continuăm bucuria împreună și să păstrăm acest duh al simplității. Da, al simplității, pe toate palierele vieții. Poate că asta onorează și sărbătoarea în sine, dar acestui Dumnezeu care ne-a dat pe Fiul Său să vină, să trăiască, să ne învețe, să moară pentru păcatele noastre și apoi să învie din morți, arătând cine are ultimul cuvânt, acestui Dumnezeu să fie toată slava în vecii vecilor. Amin.